Sniper Ghost Warrior a fost al doilea joc la care am făcut o recenzie pe acest site. Nu a fost un joc bun, dar în ciuda acestui fapt s-a vândut în mai bine de 1 milion de exemplare, cum exact habar nu am. Probabil pentru că excela la ceea ce făcea. Oferea o simulare balistică bună și era o copie de 2 lei, la preț de buget, a lui Modern Warfare și a lui Battlefield Bad Company. De când a fost lansat, jocul a primit câteva patch-uri și am auzit că este mai jucabil, dacă aș putea să spun asta. Avea multe părți care mă enervau ce n-aveau cum să fie scoase prin patch-uri, dar ar putea fi scoase într-o continuare și tocmai asta vom primi de la City Interactive anul viitor. City Interactive, desigur, fiind studioul cunoscut pentru lansarea de multe shootere care nu prea erau bune, Ghost Warrior fiind până atunci apogeul studioului în termen de calitate și vânzări. Și atenție, cu Sniper Ghost Warrior 2 vor să meargă un pas mai departe. Dincolo de mediocritate, dincolo de simpla copiere a altor jocuri care, în unele cazuri, nici cele nu erau prea strălucite. Primul lucru pe care vor să-l repare, ceva ce cu siguranță vor aprecia toți posesorii de retine, este schimbarea motorului grafic. Nu că vechiul Chrome ar avea ceva neregulat la el. Folosit așa cum trebuie, poate chiar arăta bine, dar implementarea folosită în Ghost Warrior era destul de slabă. Mai exact, fără un filtru de culoare argintie verzuie, totul era absolut orbitor. Nu puteai să prinzi în aceeași imagine pământul și orice altceva pentru că nu mai vedeai nimic. Nu au trecut la următorul motor Chrome pentru a rezolva asta, ci au schimbat complet familia de motoare grafice trecând la CryEngine 3. CryEngine, un motor mult mai competent, care în ciuda implementării din Crysis 2 chiar poate reda medii mai arătoase decât acelea, și mai puțin liniare, și mai mari. Știți voi, Crysis 1, dar puțin mai detaliat. Deși nu prea cred, pentru că jocul e făcut și pentru console, așa că nu poate fi prea detaliat. Dar oricum va arăta mai bine. Și poate în așa fel se elimină câteva din problemele de fizică pe care le avea jocul, cu inamici picând prin ziduri sau alții făcând breakdance pe podea. Deși nu garantez, pentru că se puteau întâmpla astfel de incidente și în Crysis 2. Mediile vor fi oricum destul de variate față de Crysis 2. Vor fi orașe, vor fi jungle, vor fi și munți. Și nu orice munți, ci Himalaya, majoritatea demonstrațiilor având loc în acea zonă din joc. Mediul arată foarte bine vizual și are un stil bine definit. Să sperăm că asta va fi valabil pentru toate nivelurile jocului. Simularea balistică va reveni și sper că va fi cel puțin la fel de bună ca în Ghost Warrior, deoarece era cea mai bună parte a jocului. Nu e nevoie să o îmbunătățească, ci doar să o evidențieze și chiar vor face asta. Au promis că nu vor mai încerca să copieze Modern Warfare, ceea ce înseamnă că vor fi mai puține secvențe care vor contrazice titlul jocului. Se va concentra predominant pe furișat și eliminarea inamicilor de la distanță. Când această tactică nu este disponibilă, inamicul fiind prea aproape, îi poți elimina cu un cuțit în liniște. Totuși sunt câteva mitraliere în joc, vreo 3 puși de asalt și câteva alte chestii mai zgomotoase. Au promis totuși că mecanica de stealth va fi mai bună și tare sper, pentru că în versiunea de lansare a lui Ghost Warrior era incredibil de nefuncțională. Acum dacă vei trage în cineva cu o pușcă folosind un amortizor și vei rata, și nu în sensul că ai lovit fix lângă el și ai ratat complet, inamicii nu vor mai ști prin magie exact unde ești și dacă am noroc, inamicul nu te va mai putea vedea cu spatele, iar găinile nu vor mai lucra pentru ei. Tot am suspiciunea că în aripatele mă trădau. Pentru a scoate în evidență faptul că va fi un joc despre lunetiști, vei avea mai multe lunete, pe care le vei putea atașa armei tale în funcție de situație. Care ar fi acele situații, vă întrebați? Poate ai nevoie de o lunetă mai puternică pentru a putea elimina o țintă aflată la 1 km distanță. Poate că ai nevoie de o lunetă cu vedere termală sau una cu vedere pe timp de noapte. Vei avea așa ceva la dispoziție, dar s-ar putea să nu fii nevoit să te bazezi mereu pe simțurile tale pentru a determina poziția țintei, pentru că vei avea alături de tine ceva ce de obicei are un lunetist în lumea reală, un spotter, care din ignoranța mea nu prea știu cum să-l traduc exact în limba română pentru a păstra întreg înțelesul cuvântului. Este acel tip care stă cu un binoclu în mână lângă lunetist, îi spune unde sunt țintele, care sunt condițiile vântului și tot ce ar mai trebui. În alte cuvinte, vei face parte dintr-o echipă, la fel ca într-o parte din jocul anterior la care te puteai folosi de coechipierul tău ca un scut antiglonț foarte eficient. Personal sper să fie din nou util în această privință, pentru că era al naibii de comic. În ciuda accentului mai mare pus pe furișat și pe lunetism, dacă acest cuvânt există, Ghost Warrior 2 va avea și secvențe
diverse care se vor petrece pe vehicule. Singurul observat până acum fiind un ATV care seamănă cu cel din Medal of Honor și sper din tot sufletul că nu au încercat să repete acea scenă absolut cretină în care nu faci decât să apeși W și atât. Vestea bună este că se bazează pe feedback pentru a crea jocul, așa că probabil nu va fi tocmai ca în Medal of Honor. Dacă vor reuși să se țină de promisiuni, City Interactive chiar ar putea avea primul său joc în totalmente bun, poate nu grozav, dar bun, unul care într-adevăr răsplătește răbdarea și talentul de țintaș. Dar desigur, versiunea de lansare a jocului tot ar putea să fie mai plin de bug-uri decât primul Ghost Warrior. De aceea cred că o să aștept vreo săptămână după ce apare până mă apuc de el. Sau poate o lună pentru orice eventualitate. Aș pomeni povestea, dar primul joc nu prea avea, iar cel de-al doilea, deși au spus că au niște scriitori cunoscuți lucrând la poveste, nu sunt chiar atât de optimist în privința rezultatului. Sniper Ghost Warrior 2 va fi lansat pe la începutul anului 2012 pentru PC, Xbox 360 și PlayStation 3.